Lara, mă bucur că suntem atât de bune prietene, adică ne distrăm atât de bine. Lara, e timpul să pleci la meditații, scumpo? Haide, mamă, că doar ce a ajuns Foxy. Știu, dar meditațiile sunt foarte importante. Așa că hai să mergem, ia-ți la revedere de la Foxy. Oh, Foxy, scuze, chiar trebuie să mă duc la meditații, nu am ce să fac. Dar du-te și joacă-te cu sora mea geamănă, e în camera de lângă. Cu sora ta geamănă? Dar nu m-am jucat niciodată cu ea, adică nu știu ce să fac. Dar nu, presupun că e sora ta și o să fie amuzant. Da, Foxy, o să vezi, e de treabă. No, am plecat, vin mai târziu de la meditații, pa, pa! Ok, trebuie să mă întâlnesc cu sora sa, cred că asta este camera ei. Bună, Mimi! Bună! Sunt Foxy, am venit să mă joc cu tine. Ce cauți aici? M-ai speriat! Vreau să-mi ascult muzica. Nu mă deranja. Păi am venit la sora ta Lara și Lara a trebuit să meargă la meditații și mi-a zis să vin să mă joc cu tine și dacă e ok pentru tine să stau cu tine să ne jucăm. Sigur că da! Ce vrei să facem? Putem să spreiem zidurile, să rupem afișe, să distrugem iarbă, să urlăm după fraieri. Să știi că sunt sora cool din familie. Sunt mai cool decât sora mea geamănă. Da, sună distractiv, dar eu de obicei cu Lara ieșim în parc, alergăm după fluturi, este foarte distractiv, am putea să facem asta. Cum adică alergați după fluturi? Dar ce, aveți 2 ani? Haide cu mine și o să vezi ceea ce înseamnă distracție. Deci ce vrei să facem la magazinul Rockstar, Mimi? Uite care e planul. Am văzut un tricou super tare cu rock pe care îl vreau tare, tare mult și o să intrăm în magazin și o să-l luăm și o să fugim. Stai puțin, tu vrei să furi? Eu nu am furat niciodată în viața mea. Mi se pare oribil, de ce ai face asta? Haide, că nu e așa mare scofală, e doar o bucată de material. Nici măcar nu o să observe, hai să mergem. Oh my god, Lara o să fie atât de supărată pentru treaba asta. Lasă vorbăria și hai să mergem, vino încoace Foxy. Vino și apucă bluza asta de aici, haide, haide, nu mai sta. Aia, ia-o și acum hai să fugim până nu ne vede vânzătoarea. Ia-o și fugi. Hei, mersi pentru bluza furată. Ai un talent natural, Foxy. Trebuie să facem asta mai des. Acum, haide să mergem să furăm mașina aceea parcată. O să fie atât de distractiv. Intrăm în mașina aceea. O, Doamne, ce groaznic mă simt că am furat bluza. Că nu e a noastră și eu nici măcar nu am carnet. Mimi! Hai, nu fi o lașă. Mișcă-te, haide, repede, repede, repede să ne urcăm în mașină. Haide, nu mai stau acolo. Așa o să fie atât de distractiv. Conduc eu, doar urcă. Ești ok? Am intrat în zi cu mașina! Da, a fost foarte, foarte distractiv!
my god, mă simt foarte, foarte agitată. Acum putem merge acasă, Mimi, te rog. Nu mai vreau să stau afară. Hai să mergem acasă. Poate s-a întors Lara. Da, sigur, dar tot cu mașina furată mergem. Wow, uite câte haine noi! Abia aștept să încerc toate aceste haine. Sunt atât de entuziasmată. Da, hainele pe care tocmai ce le-ai furat. Oh my god. Hei, practic nu le-am furat, adică le-am împrumutat. Fără să le plătesc și fără să le duc înapoi. Da, ai putea spune că le-am furat. Dar, Jen, stai liniștită că e super, super ok. Adică nu ai de ce să-ți faci griji. Fetelor, ne-am întors. Imediat vine și Lara. Ce faceți? Mamă, ce cauți aici? Ți-am zis să nu mă mai deranjez pentru că vreau să-mi pun muzica preferată. Scumpo, cred că ar trebui să fii mai drăguță cu oamenii, să nu mai fii așa răuță, știi cum zic? Ieși afară! Acum, mama! Ieși afară! Ieși afară! Da? Chiar încerc să fiu malefică. Adică mă simt atât de bine când sunt rea. Da? Deci, ce vrei să facem în continuare? Alo, Lara? Lara, ce faci? Și bine că m-ai sunat! Hei, Foxy, ce faci? Cum e cu Mimi? Vă distrați? Îți place de sora mea? Ați făcut ceva amuzant astăzi? Păi, Mimi e foarte... nu știu cum să zic, că e... Să nu îndrăznești să-i spui ce am făcut azi. Nu trebuie să știe că am furat din magazin și că am furat mașina și așa mai departe. Ai înțeles, Foxy? Dacă o să-i zici surorii mele, o să regreți, o să-ți fac rău. Ai înțeles? Foxy, ce zice sora mea că... O aud vorbind, dar nu prea înțeleg ce zice. Nimic. A zis că... Doamne. A zis că este foarte dor de tine și mie mi-este foarte dor de tine, Lara. Abia aștept să vii acasă. Pa. Oh my god. Gata, am închis. Bun. Dar să nu-i zici vreodată ceea ce fac, că ai să vezi tu. Bine, Foxy? Bine, Mimi, rămâne totul secret. Foxy, am ajuns! Mimi, am ajuns! Ce faceți? Cum a fost? V-ați distrat? Te-ai distrat, Foxy, astăzi cu sora mea? Ce-ați făcut? Oh, nu-mi spuneți că acum sunteți cele mai bune prietene. Păi am stat cu sora ta, Mimi, și ne-am distrat. Da, acum putem să mergem să fugărim fluturi, te rog frumos. Păi dacă te-ai distrat așa bine cu sora mea, geamănă, păi hai să mai stăm cu ea, să mai ieșim împreună. Îmi place că suntem toate trei așa împreună. N-ai ieșit niciodată cu sora mea și acum că ești și tu și te înțelegi cu ea, mi se pare super drăguț să facem activități împreună. Toate trei? Oh my god, dar nu putem doar noi două, Lara? Te rog, te rog, adică... Aș vrea doar cu tine să ies. De ce vorbești așa, Foxy? Te porți puțin ciudat, par puțin speriată. E totul în regulă? Da, sis, e totul în regulă. S-a distrat prea tare astăzi cu mine. Mă gândeam să mergem până la restaurant. Cam ceva de făcut acolo. Da, sună grozav. Vrei să mergem, Foxy? Că eu mor de foame după meditații. Da, sigur, de ce nu? Oh, vai. Am ajuns, nu? La restaurantul ăsta vrea să mergem. Au! Ești ok, Foxy? Hei, ai făcut intenționat asta, Mimi. Oh, wow, wow, wow. Hei, sis,
Tu te-ai băgat intenționat în Foxy? Normal că nu, surioară! A fost un accident! Mie nu mi s-a părut așa. Mi s-a părut că ai făcut intenționat. Ai ceva cu Foxy? Ai ceva cu prietena mea? Hei, fetelor, nu vă mai certați! Haideți înăuntru să mâncăm! Oh my god! Doamne, ce zi groaznică am avut! Am făcut o grămadă de lucruri foarte, foarte nașpa! Sora geamănă a lui Lara este malefică, cu adevărat! Fetelor, ce vreți să comandați? Cum mă duc eu să comand pentru voi? Și mă duc până la baie pentru că trebuie să mă reîmprospătesc, trebuie să mă spăl puțin. Eu nu vreau nimic, adică e ok, un suc doar. Mersi, o, Doamne. Foxy, este totul în regulă? Adică te-ai purtat astăzi foarte ciudat. Ai ceva să-mi spui sau... E totul în regulă între tine și Mimi? Da, sis, ți-am mai spus, ne-am distrat astăzi. Mă duc, vin imediat. Spune, Foxy, ce s-a întâmplat între voi acum că am rămas singure? Mi se pare că te porți cam ciudat. Lara, să știi că astăzi am făcut lucruri pe care nu am vrut să le fac niciodată și nu le-aș face. Mimi m-a dus la Rockstar și m-a pus să-i fur o bluză, după care m-a pus să merg cu o mașină furată acasă. Și m-a amenințat că-mi face rău dacă-ți spun. E groaznică, e oribilă sora ta, e foarte malefică. Să știi că nu-i așa cum credeai tu. Nu e ca tine sora ta, e total opusul tău, Lara. Ce? Sora mea? Era clar, nu vine să cred. Da, te cred, Foxy, pentru că știu că tu nu ai fi în stare de așa ceva. Dar trebuie să o facem să plătească. O să-i zic și la mama, dar trebuie să vorbim cu ea, adică nu se poate așa ceva. Păi da, dar știu, mi-a zis că dacă zic ceva mă omoară. Oh my god, a luat foc bucătăria. Mimi, fă ceva, nu vezi că arde bucătăria? Mimi, de ce nu faci nimic? Eu o să plec! Descurcă-te, ratată! Ce-am usat, mi-ești perfect planul! Oh my god, nu-mi vine să cred ce malefică e Mimi! Trebuie să sting eu focul! Oh, Doamne, oh, Doamne, oh, Doamne, oh, Doamne! Stinge-te, stinge-te, stinge-te! Oh, așa, nu știu unde este doamna Chelărițu! Și stau ăsta mai încet. Oh my god. Vai. Ai văzut? Ai văzut cum este surioara ta? Ai văzut cât de malefică este Lara? Da, Foxy. Îmi pare rău pentru cum s-a comportat cu tine. O să plătească. Deci nu cred că Mimi este iar la furat. Foxy, o să chem poliția și o să așteptăm să vină să o prindă. Ia uită-te la ea, chiar fură! Ce hoață este sora mea! Doamne, nu-mi vine să cred, vai! Mama o să fie foarte dezamăgită de ea. Mâinile sus! Sunteți arestată pentru că ați încercat să jefuiți acest magazin. Dați toate hainele înapoi! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Se pare că prietena mea, cea mai bună, este cu siguranță o prietenă bună, însă sora ei, geamănă, care este super malefică, este cu siguranță o prietenă foarte rea. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia foarte mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi
Noi ne reauzim data viitoare. V-am pupat, ceau!